Hei, bună, numele meu este Ana și bine ai venit pe canalul meu. Pentru început, în timp ce fac mulțumirile de rigoare, trebuie să-mi aprind o țigară, că așa plină de nervi sunt. Of. Da, vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la filmulețele mele și mi-ați dat și mie un like. Elena, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat comentariu. Să știi că zilele astea, de când am pus filmulețul, tot uitându-mă și văzând că n-ai dat, zic că am greșit cu ceva. S-a întâmplat ceva de nu a dat comentariu și eram așa un pic tristă. Dar când am văzut aseară comentariul de la tine, vreau să zic că am zâmbit așa cu o bucurie și... Nu știu, a fost super. Am zis, of, în sfârșit nu m-a uitat și mi-a dat și mie cineva comentariu, așa că vreau să-ți mulțumesc și o să-ți și răspund la el. La fel și Biancăi, dacă nu mă înșel, stai un pic să văd. Da, Bianca Toma, că mi spusese zilele trecute la, mă rog, la filmulețul anterior că mi-a lăsat un comentariu și eu, bineînțeles, că nu l-am văzut. Nu era vorba că nu am vrut să spun, pur și simplu am zis și în filmulețul anterior că nu primesc notificări. Nu știu ce se întâmplă. Eu am toate notificările activate, nu-mi dau seama. Habar n-am. Și vreau să-ți răspunzi ție, Bianca, la comentariu. Deci da, vreau doar să vă mulțumesc foarte mult. Nu o să mai repet de 100 de ori să-mi lăsați comentarii. Cred că acum va fi ultima oară când voi mai spune. Dacă vreți să-mi lăsați, vreau să știți că mă bucură enorm și chiar asta îmi doresc. Dacă nu vreți să-mi lăsați, la fel de tare, mă bucură că... Nu mă bucură dacă nu vreți să-mi lăsați. Da. Ideea e că nu o să mai repet de 100 de ori ca o mără stricată să-mi lăsați comentarii. Mă rog. Dacă vreți să-mi lăsați comentarii și vedeți că... virgulă. Comentariile sunt închise. Nu este din vina mea. Habar n-am ce se întâmplă. YouTube-ul decide să-mi închidă comentariile. Nu știu de ce. Că atunci când postez filmulețul, totul e în regulă și la un moment dat se închid comentariile și nu pot să-mi dau seama de ce și tocmai de-aia mă enervează groaznic, pentru că eu vă cer să-mi lăsați comentarii și când văd că, virgulă, comentariile sunt închise, mă apucă niște nervi și o dezamăgire, zic, uite-mă, și tot timpul le pornesc, după care se închid iar, nu înțeleg ce se întâmplă, nu e că sunt banată sau ceva pedepsită, nu, pur și simplu, bă, ăștia de la YouTube, nu știu ce se întâmplă cu ei, habar n-am. Da, așa că dacă vreți să-mi lăsați comentarii și vedeți că sunt închise, așteptați, vă rog, un pic, că eu de obicei la filmulețele mele intru foarte des ca să văd dacă mi-a scris cineva și imediat văd că sunt comentariile închise și puteți să așteptați, nu știu, 10 minute și după aia să intrați din nou pe filmuleț și să lăsați un comentariu, dacă doriți. Dacă nu, e ok în ambele feluri pentru mine, că nu știu cum să mă exprim. Da, deci astăzi m-am enervat, pe lângă că a durat o veșnicie și cred că încă mai se mai încarcă pe YouTube. Eu de obicei filmulețele le încărcam dinainte pe YouTube și le puneam ca și private. Și în ziua în care vroiam să le pun pe YouTube, le puneam publice și era ok. Și am făcut treaba asta și am observat că cu ultimele două filmulețe ale mele mi-au închis comentariile. Și îmi spune logodnicul meu, încearcă și pune-le direct publice, nu le mai pune private și apoi publice, să vezi dacă se întâmplă la fel. Și am văzut că asta se întâmplă la fel, deci e clar că e o problemă de la ei și trebuie să le dau un mail sau nu știu, să rezolv într-un fel că
M-am săturat să pornesc comentariile de 5 ori pe zi, poate omul chiar vrea să dea un comentariu și vede că sunt închise și închide și nu-l mai interesează. Și pentru mine e o pierdere enormă că eu chiar îmi doresc să vă cunosc și să citesc ce scrieți voi. Da. Așa că ziua de astăzi m-a supărat foarte tare, pe lângă că se încarcă foarte greu, că filmez în 4K, durează vreo 5 ore să-l pun, un filmuleț de, stați să văd dacă filmez, e ok, mi-a pocnit scaunul, nu se întâmplă nimic, mai pocnește scaunul meu, nu și-a rupt nimeni nimic. Pe lângă că durează foarte mult să-l pună pe YouTube, mai îmi face și faza asta, deja nu înțeleg ce se întâmplă, mă rog, da. O să încerc să pun și diamantele cât mai drepte, că am observat în filmulețele mele, eu le văd că le-aș pune drepte, doar că nu le pun drepte. Și vreau să încerc să le pun mai drepte, că atunci când mă uit eu la mine, mă bombă în singură și zic, pune-le mai drepte, pune-le mai drepte. Și o să încerc. Doar că am un unghi ciudat așa acum, de desubtul picturii, aici colțul ăsta pe care îl lucrez acum, mi-am pus tableta luminoasă pentru că masa mea fiind formată din două părți, adică o parte un pic mai micuță și partea mai lungă, la îmbinare sunt un pic, nu sunt la același nivel. Și atunci când pun diamantul, stă așa ciudat și mi-am pus tableta luminoasă de sub ca să am cumva o bucată netedă, să n-am denivelări, ca să zic așa. Așa că o să încerc să le pun din ce în ce mai drepte. Da, astăzi am fost la să-mi fac buletin. Da, am 18 ani. Ce mă întreabă doamna de la ghișeu de acolo când am ajuns, bună ziua, bună ziua, zic că doresc să-mi fac buletinul că mi-a expirat. Zice, dar aveți 18 ani? Nu, zic, da, doamnă, mamă, în mintea mea, așa în sufletul meu mi-a crescut inima cu 5 numere mai mare. Că cineva mă consideră așa de micuță și tinerică. Și mine a zis, doamna, am 32, fac acum în câteva zile, ce 18 ani. Mi-aș mai dori eu să am 18 ani. Da, nu, a fost, da. Și am fost să-mi fac buletinul, m-am trezit dimineață, m-am făcut și o frumușică. Zic să fiu prezentabilă, că nu știu buletinul ăsta câți ani mă ține. Că la 14 ani parcă m-a ținut vreo 5 ani, după care 10, acum zic, dacă mă ține 15-20, măcar să, când mă uit să-mi fie drag. Și m-am făcut frumușică, m-am dus acolo, am completat actele și în timp ce îmi scriam numele și prenumele, am primit un telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua, zice domnul de la telefon, de la Poșta Română vă deranjez, am și eu un coleg din Franța pentru dumneavoastră. Mă, mintea mea, zic, mamă, stai așa un pic, că știu. Zic, nu sunt acasă, ajung în 40 de minute. Bine, sunați-mă când ajungeți să vin. Mai așa, mai neprietenos, mi-a zis să-l sun când ajung acasă. Și am ajuns acasă, adică tot vreau să vă arăt, dar trebuie să ajung la punctul culminant. Am ajuns acasă, de fapt din mașină l-am sunat să-i zic bună ziua, vedeți că ajung în 10 minute acasă. Bine, eu eram în fața blocului. Bine, nu, haideți că acum am ajuns acasă, îi spun eu. Și ce bine, ajung în 10 minute. Zic bine, urc acasă. Și nu m-am scot lucrurile din geantă, telefonul, țigările, toate alea și sună la interfon, zic, ah, ce bine că, numai bine că le rezolv pe toate acum.
Și a venit omul și ia uitați ce mi-a adus. Asta vreau să văd dacă vedeți. Se vede? Da, a venit Oraloa. A venit coletul de la Oraloa. Așa că după ce termin cu dumneavoastră aici, îi voi face unboxing, era să cadă, îi voi face unboxing, că sunt tare nerăbdătoare ce cadou am primit, ca să zic așa. Da, și mi-am făcut și buletinul, a venit și coletul, după care am pregătisem dimineață niște șnițele. Am prăjit niște șnițele, am prăjit niște cartofi, mi-am făcut mie un pește la grătar cu orez, am și mâncat, am făcut și ordine și totul e curat în casă. Zic, hai să facem filmuleț, să mai vorbim. Sper că v-a plăcut ultimul meu filmuleț și că v-au plăcut și puișorii și v-au plăcut și pantofii. Și genuțele mele, sper că v-au plăcut și că arată bine. Am zis să mai fac, să mai impun gene. De ce să nu pun eu? Și așa v-am spus că eu cu coaforul, cu salonul, nu prea... Eu nu mă duc de obicei nici să-mi fac unghiile, nici să mă... Foarte rar mă duc să-mi fac șuvițe. V-am spus că deja am albit la 32 de ani și mă duc să mai fac șuvițe blonde. Dar în rest eu nu prea mă duc așa la coafor și am zis, e, gene o să-mi pun de acum. Stai acolo 2 ore, anchilozezi nemișcându-te, dar măcar ești frumoasă. Da. Și sper că, chiar sper că v-au plăcut. Am văzut că v-ați uitat destul de mulți oameni. Femei, bărbați, doamne, domnișoare, domnișori. Și vreau să vă citesc și să-i răspund și Biancăi la primul comentariu. De acum 11 zile e comentariu și eu nu l-am văzut. Ca să vedeți YouTube-ul ăsta câte favori îmi face el mie, jur. De zice, bună! Mă bucur că și la noi sunt tot mai mulți dependenți între ghilimele de diamond painting. Eu am descoperit hobby-ul abia în aprilie, dar a devenit foarte repede de mare interes și mă uit cu drag la tot felul de filmulețe. Ah, înseamnă că ești bebeluș. Dacă l-ai descoperit în aprilie, înseamnă că ești bebeluș, bebeluș. Și înseamnă că acum ești atât de dornică să încerci multe lucruri. Și mi-ar fi plăcut să mai fiu încă o dată bebeluș din punctul ăsta de vedere și să fiu așa o novice și să-mi iau și de acolo și de acolo. Da, ești micuță. Și mă bucur că te uiți și eu. Începusem tot așa, la tot felul de filmulețe, să mă uit, până să-mi primesc comenzile, mă uitam așa și mă făcea așa, parcă eu le făceam, parcă, da. A fost o perioadă frumoasă. Eu am început în 2021, era Olimpiada de la Tokyo, dacă nu mă înșel, când lucram la prima mea pictură, o pisică cu colorat așa, cu un fluture pe nas. Mi-aduc aminte și acum, fiecare diamant l-am pus așa cu single placer-ul, că nu mă înțelegeam, nu știam nici să folosesc foarte tare multiplacer-ul și am pus așa cât un diamant, cât un diamant, nici nu mai știu cât timp mi-a luat. Vreau odată să vă arăt agenda mea cu toate picturile așa și să vedeți cum au evoluat lucrurile. Da, deci Bianca, ești un bebeluș. Bun venit în nebunia asta frumoasă și costisitoare și e o nebunie atât de mișto și sper să fii alături de noi ăștia tot nebuni, că suntem nebuni, să fii multă vreme și să nu te lași. Să nu te lași. Știu că la un moment dat e tentant să zici, băi, nu mai am loc, nu mai am timp, nu te lăsa. Nu te lăsa, că întotdeauna găsești timp.
Mai spune. Sper că nu vă supărați dacă vreau să adaug ceva legat de firme. În primul rând, hai să vorbim la apertu, că cred că suntem de aceeași vârstă. Sau dacă sunt mai mare, te rog să vorbești cu Ana, că nu mă supăr deloc. Vreau să mai adaug ceva legat de firme. Eu, de exemplu, am descoperit repede picturile de la Diamond Painting Deutschland cu multe culori și am vrut să-mi comand. Am comunicat prin mail cu ei, dar mi-au spus că momentan nu livrează România. Foarte ciudat. Eu de la Diamond Painting Deutschland am luat. Acum depinde când ai comunicat cu ei. Eu mi-am luat ultimele picturi, fix pictura pe care am prezentat-o în comparația dintre picturi. Aceea cu fecioara, cu diamantele fosforescente de care v-am zis eu. Nici nu mai știu când. Martie, aprilie, cred că o să caut în mail-uri și o să scriu sus în filmuleț când am luat-o. Ideea e că eu îmi aleg ce vreau la ei de pe site, de la Diamond Painting Deutschland de pe site. Și le dau un mail și le spun în felul următor: bună ziua, bună ziua, eu vreau picturile astea. Punct. Și ei îmi trimit mail: bună ziua, vă costă atât și îmi dă tracking number-ul. Și îi plătești online cu cardul sau, mă rog, cum mai tu acolo, nu știu, PayPal, cum așa. Și gata, adică eu nu am trebuit să întreb, sau cred că am întrebat prima oară acum un an și am întrebat dacă livrează și ei au spus că livrează. De atunci am tot comandat de la ei și ți-am zis ultima comandă, uite, nu mai știu când a fost, dar uite, o să mă uit și îți spun pe ecran să-ți spun. Deci eu nu știu cum de nu livrează, nu mi s-a întâmplat până acum cu ei. Sper să ai noroc, mai încearcă, dar eu ți-am zis, anul ăsta, martie, aprilie, cred că mi-am dat comandă de la ei. Și îmi spune, între timp am descoperit, în schimb, alte două firme cu lucrări licențiate care le livrează aici. Painter Box în Germania au până în jur de 400 de culori și Diamond Art Studio UK au câteva planșe cu aproximativ 200 de culori. Da, Painter Box ți-am zis că. Și ai și comentat la filmulețul respectiv, mi-am dat comandă, aflasem de el, doar că și mie mi s-au părut foarte scumpe inițial, după care am făcut așa o comparație de prețuri între ei și cei de la Diamond Painting Deutschland, am văzut că au același preț și am zis, bine, hai să încerc o pictură de la ei. Și, mă rog, restul îl știi. Dar de la Diamond Art Studio din Ucraina, doamne, din Anglia, știu că ei nu mai, fiind cu Brexit-ul, mă rog, că nu mai sunt în Uniunea Europeană, trebuie să plătești vamă, la fel ca la americani. Și de ce mi-aș lua de la ei când pot să-mi iau de la american direct? Și mi se par, la ei fiind în lire, mi se par un pic mai scumpe decât în euro sau în dolari. Acum, da, nu, n-am încercat din Anglia, tocmai din cauza asta, sau mă rog, nu din cauza asta, pentru că știu că trebuie să plătești vamă și e același lucru ca și cum ai comanda din America. Și mai bine îmi comand din America, de unde știu că tot timpul mi-au plăcut și au modele mișto. Așa. Da, sunt scumpe, spune, mai spune în continuare, da, sunt scumpe, dar timpul petrecut lucrând la ele e mult mai mult și rezultatul final pare deosebit de frumos. Dar pentru o variantă accesibilă, Shine Art Club pe AliExpress sunt chiar super, din păcate am și câteva nelicențiate, pentru că la început încă nu știam și o să le completez și pe acelea pentru că nu vreau să le arunc, slash las așa, dar de exemplu pentru custom sunt foarte faini. Custom înseamnă personalizat, nu că n-ar ști cineva, dar poate chiar nu știe cineva ce înseamnă custom. Da, sunt scumpe, sunt,
Eu mă aud pe mine așa vorbind de niște prețuri, mamă, doar 100 de euro. Și realizez așa cât de... nu pot să spun, ne simt, știu, costă foarte mult. Știu, și pentru mine banul are o valoare și cred că pentru toți care ne luăm picturi cu diamante din alte țări și sunt scumpe, da, și pentru noi, că nu cred că e unul dintre noi miliardar. Dar cred că noi ăștia care investim un pic mai mult în picturi, cred că pe noi ne interesează mai tare calitatea decât cantitatea. Și, cum spune și Bianca, rezultatul final pare deosebit de frumos. Este un extraordinar de frumos. Ai văzut și diferențele dintre o pictură ieftină și una scumpă. E ceva mai special și ca și calitate mult mai bună. Da, știu că eu vorbesc așa de 100 de euro de parcă aș vorbi de 5 lei. Știu, nu știu de ce sună așa, nu vreau să sune așa, nu vreau să sune ca și cum... Haide bă, că e doar 100 de euro, pune mâna și ia-ți. Nu, nu vreau să sune așa, îmi pare rău dacă sună așa, nu asta este intenția mea. Am eu un stil de a spune lucrurile foarte ciudat așa. Și pentru mine, cu toate că nu credeți, și pentru mine cei 100 de euro contează, pentru că am spus că o să ne cunoaștem mai bine. Eu nu lucrez, eu stau acasă, sunt casnică, ca să zic așa, sunt o gospodină și doar logodnicul meu lucrează. Ne permitem lucruri, ne permitem, sau mă rog, și picturi. Și nu vă gândiți că dacă eu vorbesc de ăia 100 de... că e doar 100 de euro și pentru mine ăia 100 de euro contează în condițiile în care eu nu muncesc. Adică să nu credeți că sunt vreo miliardară, milionară, care aruncă cu banii în stânga și în dreapta. Știu cum sună, dar nu vreau să sune cum sună de fapt. Înțelegeți? Da, sunt scumpe și fix astăzi vorbeam cu logodnicul meu și zic, mă... Am atâtea picturi mișto, terminate și zic că nu o să mai am timp unde să le pun pe cele terminate. O să, el are cont pe eBay. Am zis o să le pun pe eBay și o să le vând. Nu vreau să fac profit, că pentru mine nu, eu nu muncesc ca să vând lucrurile astea. Și eu nu consider asta muncă, o consider timpul investit atât de mișto și atât de frumos. Încă nu o consider o muncă, o consider pur și simplu un hobby, că asta e, pentru mine asta e, un hobby. Pentru alții poate e o sursă de venit, pentru mine e un hobby. Și am spus că o să le pun pe net, pe eBay, că am văzut că se caută picturii terminate și o să cer doar valoarea cu care le-am luat. Adică nu o să cer peste. Nu știu, dacă am dat pe o pictură 100 de euro, nu o să cer 300 de euro. Că nu o să-mi ia nimeni. Nu, o să cer 120 de euro. Aia 20 de euro să fie așa un bonus pentru mine, să simt că, bă, uite, am făcut și eu ceva bani din asta. Nu fac treaba asta pentru bani. Niciodată să nu credeți că... virgulă, canalul meu de YouTube e făcut să fac bani. În niciun caz, n-am nevoie. Eu am făcut treaba asta cu canalul de YouTube pentru că am zis, bă, trebuie și la noi România să fie cineva, bine, nu că aș fi o marea, înțelegeți, știți? Trebuie să fie cineva care să facă treaba asta și să fim exact cum e la americani, să fim și noi ca ceilalți. Eu nu o fac pentru bani, eu o fac că îmi place ce fac. Eu fac treaba asta în fiecare zi, că mă filmez, că nu mă filmez, eu o fac în fiecare zi. Și dacă tot o fac, de ce să nu împărtășesc și cu voi picturile și ce mi s-a mai întâmplat și să ne mai cunoaștem și să mai vorbim și poate să ne împrietenim și de ce nu? Eu nu fac pentru bani și dacă asta ați crezut, îmi pare rău, dar nu. Și eu când vă spun să-mi lăsați comentariu, vă spun doar ca să ne cunoaștem și, uite, vorbim, răspundem la mesaje. E ceva. Înțelegeți?
Mă rog, da. Da, customuri, legat de customuri, da, e foarte complicat cu lucrurile făcute, picturile personalizate, pentru că, na, eu v-am zis, am încercat cu de tot de pe AliExpress, nici nu mai, nu, de pe AliExpress, de pe Amazon, Germania, dacă nu mă înșel, să fac un custom cu mine și cățelul meu, a ieșit o mare tâmpenie și am renunțat. Aflasem între timp de cineva din România care făcea, dar nu mai face. Așa că nici nu mai vreau să mă gândesc. Știu că cei de la Dreamer Design fac custom, doar că nu livrează România custom-ul. Cei de la Dreamer Design sunt din America. Ei, dacă vrei să-ți iei picturi de la ei, ți le livrează în România, dar dacă vrei să-ți faci un custom, nu ți-l livrează în România. Nu știu ce se întâmplă, probabil le livrează direct din China, habar n-am, nu le livrează în România. Așa că nici nu mai vreau să mai încerc să arunc banii aiurea pentru o pictură pe care o țin sub saltea la canapea, că nu pot să o lucrez. Nu, nici nu mai vreau să mai încerc. Eu merg la sigur. Nu, merg la sigur și cu picturile și cu firmele și cu tot. Chiar merg la sigur pentru că sunt foarte mulți bani și nu-mi permit. Nu-mi permit să stau să arunc cu banii stânga în dreapta, să stau să încerc tot felul de chestii. Dar dacă zici că sunt mișto, o să intru. Cu toate că ai spus că sunt nelicențiate. A, sau că ai, nu, din păcate am și câteva nelicențiate. Păi, da, și eu am, cred că toată lumea are. Că așa am început cu toții, nu cred că toți ne-am aruncat în Diamond Art Club. Da, toți am început și eu am, doar că eu nu mai vreau să mai lucrez, că e o diferență enormă. Ce să vezi, mamă, dacă ți se lipește asta. E o diferență enormă dintre o pictură din China și o pictură de la o firmă cunoscută. Așa că nu mai vreau să mai lucrez la cele din China. Îți mulțumesc, Bianca, foarte mult pentru comentariu. Foarte, foarte mult pentru comentariu. Nu știi cât de tare mă bucură că mi-ai scris. Și acum trebuie să intru, că așa trebuie să intru, la comentariul de la Elena. Că mi-a scris Elena. Și îmi spune așa, mă bucur să aud că te simți mai bine, Ana. Clar e mai fain să răspunzi la comentariile anterioare chiar în video. Păi, am zis serios, stau să scriu, nici nu o să înțeleagă de fapt cum, ce vreau eu să spun. E vorba și de ton, e vorba... Na. Și mi-e mult mai ușor, uite așa, lucrând la pictură să-ți răspund. În legătură cu acea plastilină, similară cu cea de la Uhu, mare adevăr grăiești. Nu-i bună de nimic, lasă rezidu, am renunțat din prima. O mai folosesc, cum ziceam, doar să țin tableta în ce poziție vreau eu pe masă. Da, aia ți-am zis în filmulețul trecut, groaznică, nici nu mai vreau să mă gândesc. Nici n-am încercat, uite, o să încerc și eu să lipesc chestiile alea pe masă când o să-mi înclin masa, să vedem dacă îmi stă pictura, chiar sunt curioasă. Da, sau tu pui... Doar să țin tableta. Am înțeles, o pui pe tableta luminoasă ca să stea tableta. Am înțeles, am înțeles. O să încerc. Chiar o să încerc și eu să văd. Oricum cu alea n-am ce să fac. Le-am dat logodnicului meu să și le țină, nu știu, poate are nevoie pe la calculator, pe acolo, prin casă, știu eu ce să facă cu ele, nu mai îmi trebuie. Da, banii aruncați aiurea și cu ale. Da, mie pătratele, mai spune în continuare, mie pătratele mi se par minuscule, scrise cu litere mari, dar din ceva motiv încă nu știu care îmi plac mai mult, încerc să le alternez, cum sunt la un tablou cu rotunde, cu o vulpe și niște fluturi. Ah, acum sunt la un tablou cu rotunde, cu o vulpe și niște fluturi.
Nici eu nu mă gândeam că mă voi obișnui cu penseta. La primele diamante puse cu penseta, am zis că eu nu lucrez cu așa ceva, dar niciodată să nu spui niciodată. Da, nu știu. Păi știi de ce ți se par ție diamantele pătrate minuscule? Că lucrez cu penseta de... Că dacă ai lucrat cu multiplacerul, nu ți s-ar mai părea așa. Da, nu, eu ți-am zis, mie mi se pare că sunt mai mari pătratele de rotundele. Acum, na, fiecare, na, își le consideră, mă rog, cum dorește. Dacă rămăsesem, mă gândeam la ceva și nu mai îngăseam ideile. Așa, încerc să le alternez, că nu știe care îi plac mai mult. Da, nicio, dacă stai să mă întrebi așa și să mă iei un pic la bani mărunți, cred că amândouă îmi plac. Rotundele că merg repede, pătratele că se aliniază perfect, dar bineînțeles că au și dezavantaje. Rotundele că se aliniază urât, pătratele că trebuie să stai mai mult să le pui drepte. Cred că îmi plac și rotundele și pătratele. Ce să mai nu mai pus mai... N-am. Sau pătratele mai mult? Nu știu. Chiar nu știu. Ca acum e la un tablou cu rotunde, cu o vulpe și niște fluturi. Interesant. Chiar interesant. Nu pot să-mi imaginez. O vulpe așa în pădure și fluturi pe deasupra sau... Cum? Că nu... Nici eu nu mă gândeam că mă voi obișnui cu penseta. La primele diamante puse cu penseta am zis că eu nu lucrez cu așa ceva. Dar niciodată să nu spui niciodată. Mă... Ți-am zis, tu ai foarte mult curaj. Foarte mult curaj. Eu o să spun niciodată pentru că niciodată nu se întâmple. Dar tu ai foarte mult curaj să lucrez cu penseta și multă răbdare. Eu am răbdare, dar nici chiar așa. Hai, să nu exagerăm, că nici chiar așa. Mai îmi spune, eu folosesc multiplacere mai degrabă spre deloc. Dar recent ne-a venit unei prietene și mie o comandă comună de pe AliExpress, bănuiesc, și de unde mi-am luat un set cu stilou și cu capete interschimbabile din oțel. În paranteză, bine, și un tablou se putea. Printre ele un multiplacer de 2 recomandat de prietenă. Și de atunci, în paranteză de 3 zile, îl folosesc împreună cu single placerul. Îmi place că nu afectează aspectul final ca un multiplacer mai mare. Bine, dacă ai experiență, faci treabă bună și cu multiplacere mari. Deci ți-ai luat un stilou și cu capete interschimbabile din oțel. Da, am și eu de-alea, dar să știi că mi se par mai butucănoase alea din oțel. Să știi că am și eu și am folosit, doar că astea din, nici nu știu dacă vezi, nu știu unde se arată. Astea din plastic mi se pare că sunt mult mai subțiri, cu toate că și cele din oțel spun că ar fi slim, mi se par că sunt butucănoase, dar sunt bune, le folosesc și pe alea. Foarte bine și că ți-ai luat și o pictură. Păi da, nu, normal că nu se putea. De fiecare dată când îți iei ceva, nu se poate să nu ți iei și o pictură, nu? Dacă tu ai dat comandă, nu ești păcat? Ia spune-mi tu mie, dacă tu dai banii pe transport și tot aștepți, cred că de pe AliExpress, vreo 3 săptămâni, nu? Cam așa, o lună. Dacă tot așa, nu mai bine ți iei și o pictură? Serios, da, foarte bine. Foarte bine, îmi place bucuria asta când îți iei o pictură și nerăbdarea asta să ajungă cât mai repede. Deci chestia asta îmi umple sufletul așa când, mamă, mai trebuie să vină, abia aștept. Și nu-ți spun că eu la cei de la Painter Box, de 5 ori pe zi cred că mă uit pe site-ul lor să văd în ce stadiu e comanda mea, adică atât de disperată sunt. Atât de disperată sunt și e bucuria aia și emoția aia, așteptării, că nu știi cum e, da? Da. Și îmi spune că un multiplacer de 2 recomandat de prietenă. Da, de 2, încearcă de 3. Că nici de 3, să știi că spui că
nu afectează aspectul final ca un multiplacer mai mare. Încearcă de 3 și încearcă și de 4 și vezi cum te descurci. De 2, uite așa, adică e micuț, e bun, știi? Da, e micuț. Încearcă de 3. Dacă ai din acele de oțel de 3 și astea, mă rog, de 3 cred că se regăsește și în kiturile astea clasice cu pensetă și cu așa. Încearcă și vezi cum te descurci și cum te descurci cu 3. Îți spun eu că o să economisești foarte mult timp. Înțeleg că îți place cu penseta și că hobby-ul ăsta nu e despre cât de repede le faci, dar încearcă să vezi. Eu am lucrat la pictura aia de la ora lua, aia cu mult alb, de îmi venea să o arunc pe geam. Deci îmi venea să o arunc pe geam, nu mai suportam. Am lucrat cu multiplacer de 10 și de-aia se vedeau așa urât. Și se vede când folosești un multiplacer mare, se vede și se mai vede în funcție de cum pui diamantele. Dacă te-ai apucat să le pui așa, adică de sus în jos, numai așa le pui. Dacă pui de sus în jos, după aia vii stânga, dreapta, după aia iară sus, jos, se văd liniile. Știi? Dacă te-a pus cu multiplacerul să pui de sus în jos diamante, de aici așa, așa continui. Nu mergi și așa. Înțelegi? Deci nu mergi și stânga, dreapta. Mergi doar așa că se vadă liniile frumos. Că dacă le pui și așa, și așa, și așa, și așa, se vede cum le poziționezi, știi? Dar încearcă, uite, încearcă și cu 3 și spunem cum îți merge cu 3. Da, eu ți-am zis, pentru eu la început și multe luni nu m-am descurcat deloc cu multiplacerul. Totul e vorba de un pic de exercițiu, că nu sunt multiplacere mari. Nici eu nu pot să le folosesc pe cele mari, alea de 10. Ai văzut și tu cât de urât s-a văzut pe pictura aia de la ora lua. Bine, era și o pictură cu mult alb și la alb se vede oricum, dar nici eu nu pot să lucrez cu multiplacere mari și de obicei folosesc multiplacer de 4. De obicei, tot timpul folosesc multiplacer de 4 și într-adevăr, dacă am la o pictură pătrată am foarte mult color blocking, adică acolo unde ai multă culoare la un loc, folosesc unul de 7, mai mare nu folosesc. Mai mare nu folosesc, atunci l-am folosit pe la de 10 pentru că era foarte mult alb și simțeam că nu se mai termină. Mai că pierd și vocea. Simțeam că nu se mai termină și vroiam să o termin mai repede partea aia cu alb și de-aia l-am folosit și de-aia se vedea așa urât. Da, ce să zic. Ideea cu live-ul în care lucrează două persoane mi se pare drăguț. Eu una mereu te urmăresc când apuc și eu să lucrez la tablou. Îți mulțumesc mult. Deci îți mulțumesc enorm de mult că te uiți și că îmi scrii de fiecare dată când poți. Ți-am zis, nu mi-ai scris atâtea zile și am fost cumva un pic supărat așa și tristă. Mă gândeam de ce nu mi-a scris, chiar nu mi-a scris nimeni și mă gândeam ce s-a întâmplat, am greșit cu ceva, nu știu, nu ți-a plăcut că ți-am răspuns așa printr-un filmuleț, chiar îmi făcusem un pic griji, dar îți mulțumesc și uite, o să caut pe cineva care dacă o să vrea să facă un live cu mine, ar fi interesant așa. Ideea e voi să vă scoateți picturile și să treceți la treabă, că avem multă treabă. Mai ales că acum a venit și pictura asta de la ora lua. Trebuie să vină și cea din Germania. Ho, 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 ho. Trebuie să mă gândesc la cadourile de Crăciun. Da, că eu anul trecut de Crăciun am făcut tablouri. Bine, de vreo 2 ani, cred că dacă nu mă înșel, am tot dat tablouri sau nu, nici nu mai știu. Și anul trecut am dat niște tablouri atât de frumoase, păcat că nu am poze, dar am agenda și cred că o să vă filmez, o să fac un filmuleț cu agenda, cu toate picturile terminate și poate acolo
O să vedeți ce picturi am terminat și o să vă și spun pe care le-am dăruit. Da, anul trecut a fost un Crăciun frumos. Am avut de făcut 3 tablouri. Un tablou era, două erau de la Diamond Painting Deutschland și unul de la Diamond Art Club. Cele de la Diamond Painting Deutschland, un tablou avea 61-90 de culori. Și cel de la Diamond Art Club, nu știu, 50 de culori sau 60 de culori. Și trebuia să fac astea 3 tablouri în 3 luni. Da. Nu, de fapt nu. Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Da, 4 luni. În 4 luni. Dar la începutul lui septembrie am avut boala lui Calache. Am luat boala lui Calache. Și, mă rog, am lucrat așa cu toată odată, adică azi făceam la una, mâine mai boleam un pic, poi mâine, înțelegeți. Și da, am făcut 3 picturi în 4 luni și erau cele de la Diamond Painting Deutschland, erau uriașe. Erau uriașe, da. Așa că, da, Elena, îți mulțumesc pentru comentariu. Și sper să fii și să fiți alături de mine în continuare. Îmi pare rău dacă astăzi am fost atât de plictisitoare. Sunt atât de supărată cu comentariile astea pe YouTube și cu așa, că n-am niciun chef. N-am niciun chef. Alte noutăți nu am. Am vrut doar să vă fac filmuleț, să vă anunț de comentarii, să vă anunț că a venit comanda de la Oraloa. Și că voi face un unboxing, chiar dacă nu lucrez la ea acum, eu voi face un unboxing să fie făcut și să vedem când o termin pe asta și dacă vine cea de la Diamond, de la Painter Box, da. Dacă vine între timp, mă apuc de aceea. Dacă nu vine până atunci, mă apuc de asta de la Oraloa. Vedem. Vreau să vă mulțumesc că ați stat alături de mine până acum și că mi-ați suportat vorbăria. Na, sper să fiți alături de mine în continuare și dacă v-a plăcut să-mi dați și mie un like și un subscribe și vă aștept la următorul meu filmuleț. Lucrând tot la pictura asta, că mai avem, din păcate, din fericire pentru mine, poate din păcate pentru voi, mai avem de lucrat la ea, da. Așa că ne vedem la următorul filmuleț. V-am pupat! Pa!